După 6 luni de reparație aici, la Pocrovca, Dondușeni, a fost deschis Centrul Medicilor de Familie. Statul a investit în acest sens 150.000 de lei. Aici, la Pocrovca, Dondușeni, pacienții care vor veni la cei 4 medici care activează în cadrul oficiului vor putea să-și ridice sau procure medicamentele prescrise de la farmacia din holul oficiului. Șeful statului a trecut prin toate selile Centrului de Sănătate de la Pocrovca. Este noștri procedurile cabinet, по всем, видите, тут и камень везде, и всюду будем стараться стерильно сдержать, все как положено. У нас почти дневной стационар работает. Următoarea destinație a președintelui țării a fost satul Sudarca, acolo unde Igor Dodon a depus flori la monumentul eroilor căzuți în Marele Război pentru apărarea patriei și a decorat cu cea mai înaltă distinție de stat 2 veterani din localitate, pe Vasile Tihonov și pe Timofei Alexandru Cotorcea. Mulțumim! Pasiba! Următoarea destinație a președintelui în raionul Dondușeni a fost gospodăria țărănească Agro Panfil din satul Plop. Prima grupă de culturi l-au lovit are seceta și geaba. Noi am avut, începând de la aprilie, 15 nopți, de rând a fost așa până la minus 13 grade. Acuși când plecăm în câmp, dumneavoastră să vedeți cum s-a dezvoltat greu. Dacă nu vine ploaia asta acum în mai, la 22-23 care s-a început ploaia, am avut de o săptămână 39 de milimetri, nu mai scăpam cu vrenile mișcă acum. E greu, e o cultură care reacționează foarte bine la... Cum irigați cu cei care ați spus că nu este 30 de milimetri? Da, avem 6 mașini irigate. Primul le-am cumpărat în 2013, 4 mașini și în 15 mai cumpărat încă 2 mașini. Igor Dodon a trecut și pe la Spitalul Raional Dondușeni, acolo unde a oferit cadrelor medicale diplome pentru profesionalismul și dedicația de care dau dovadă. O astfel de diplomă a primit și Vera Pleșco, care de 50 de ani activează în calitate de farmacistă în satul Târnova, Raionul Dondușeni. Asta e prima cea mai mare distincții pe care din partea statului, dar mai ales din partea președintelui. Mă sunt foarte bine și îi mulțumesc foarte frumos și doresc dumnealui succes și noi să lucrăm mai cu putere înainte. La finalul vizitei de lucru în raionul Dondușeni, Igor Dodon a trecut și pe la o societate comercială din regiune, dar și la o avicolă. Șeful statului a intrat în abatorul și ferma de creștere a puilor, în selile frigorifice, dar și în cele de împachetare, de unde produsul final este livrat consumatorilor.